de a fi făcut foarte mai plăcere să vă povestesc din experiențele mele de dansatoare la Satul Folclor Mărțișorul și am povești frumoase și interesante și sigur aș fi reușit să vă captez interesul. Chiar m-am gândit la început să vă povestesc despre impactul Occidentului și a economiei de piață asupra unui student sau elev în perioada comunismului din România. Știți foarte bine cum arătau rafturile și ce aveam vorbeamere. Adică probabil nu știți toți că sunt pesat de tineri, dar ați auzit pe la ceilalți. Imaginați-vă că am aterizat în Paris, pe Champs-Élysées, cu un autocar închiriat de la Raduc. Noi eram o echipă minunată, dansuri populare, noi eram o familie acolo și la un moment dat s-a stricat autocarul. Și imaginați-vă ce am simțit, uitându-ne la vitrinele luminate și pline și stilate și tot ce vreți, noi care știți foarte bine ce aveam așa. Era o poveste foarte interesantă, a văzut tatăl în care dacă astăzi vreau ce și mă cheamă Cristian Gabel. Ok. Probabil vă așteptați să vă vorbesc despre publicitate sau despre femei, asociații sau lucruri previzibile. Dar pentru că titlul este Generating Change, am să vorbesc despre schimbarea din noi. Și am și dat titlul schimbarea din noi. Sincer vă mărturisesc că de publicitate intenționam să dau un titlu mai creativ. Nu o să mă țină, zic. Farul, geamul și sertarul. Așa se numește alocuțiunea noastră. Am să vă povestesc o întâmplare din viața mea care mi-a schimbat direcția 180 de grade. Dar înainte de asta știți cu toți cei care mă cunoașteți că sunt o persoană pozitivă. Și vă gândiți probabil că o să mă așez pe gândirea pozitivă și efectele ei. Exact asta o să și fac. O să vă vorbesc despre gândirea pozitivă și cum era ea să ruineze viața. Acum 11 ani, în 2000, am trecis. Deja firma pe care o conduceam era consacrată, cel puțin în Cluj și în Transilvania. Eram o persoană, cred eu, de succes. Aveam și recunoașterea echipei și a prietenilor. Și am hotărât, în momentul respectiv, să fac o vacanță superbă, împreună cu prietena mea, doar noi două și fetele noastre. Aveam fete de 13-14 ani atunci amândouă. Și ea este o persoană, sau ea este o persoană extraordinară, care a făcut medicina, este medic specialist și probabil că aici era diferența, știți foarte bine, medicii nu sunt plătiți cum trebuie în România. Deci aveam un ascendent pe care mă jenam în fața ei. În plus față de asta, ne-am dus în concediu de poziția, eu femeia realizată, o femeia de succes, plină de energie pozitivă, de curaj, care dorea să o bărbăteze și să o ajute și să-i dea un pic din energia pozitivă prietenei ei, care nu era în cel mai fericit moment al vieții. Aveam ceva probleme și am simțit nevoia să o bărbăteze pe alături de ea. Și acolo, la drum, ne-am dus în sudul Spaniei, am ales un loc de vis. Imaginați-vă, până acolo am făcut vreo 37 km, am povestit, ne-am simțit extraordinar pe drum. Și eu mi-am impresat perfect, la un moment dat, eram numai noi două, ca două prietene, pe terasa apartamentului unde stăteam, la etajul 7, vedeam în față marea și era un far. N-am să uit niciodată farul ăla. Stăteam și povesteam și el dădeam din mine, din sfaturi și o bărbătam și explicam să ia lucrurile pozitiv și să-și rezolve, să treacă peste asta și să fie pozitivă, că văzând pozitiv lucrurile pot să treci mai departe. Și eram așa de înfocată în povestea mea, la care ea se ridică
și vine mai aproape de mine și mă privește fix în noi și îmi spune, știi ce, Mihaela? Ești un mincinos. O mare mincinos. Dar era extrem de serios. Parcă m-a lovit un pic. Spălanță de felul meu și am principii și nimic nu mă deranjează mai tare ca minciuna. Și cum să mi se spună chiar mie că mint? Eram convinsă că ne-am mințit în viața mea, sau cel puțin așa credeam și eram sigură că am avut un șoc. N-am putut să o privesc în ochi și ne amintesc că priveam în zare farul. Nu știu dacă mi-am pus lacrimi sau nu vreau să dau un dramatic. Dar în secunda aia am avut o revelație. Am avut un moment în care eu cred că am făcut un salt calitativ în viața mea. Ea continua să-mi spună de ce sunt o mincinoasă. Și îmi spunea, ești o mincinoasă, te dai fericită, te dai de succes, nici vorbă, tu nu ești fericită, tu la tine acasă nu ești fericită, nu ta mie lecții. Tu faci business și faci carieră pentru că stai până la 9, la 10, la 11, la serviciu, fiindcă nu-ți place să mergi acasă. Fiindcă nu te atrage să mergi acasă. Am văzut, dintr-o dată, lucrurile în altă lumină. Exact ca și cum cineva mi-ar fi dat un burete, sau ea, și mi-am șters fereastra dinspre suflet, și eram sigură că acolo totul e luminos și curat și stipește și frumos și cu stil și... Și de când fereastra dinspre suflet, nu mi-a plăcut deloc ce am văzut în altul. Dar deloc. Și nu m-am mai putut împăca eu cu mine. În momentul ăla, mi-am șters geamul. Și din momentul în care îți șterg geamul, nu mai poți să ai ochelari de cal. Deci nu te mai poți întoarce. E ca mersul pe bicicletă. Odată ce l-ai învățat, îl știi toată viața. Poți să repeți sau nu, îl știi. Nu mai poți să fii omul de dinainte, niciodată. Și sigur că nu e deloc plăcut și extrem de dureros să dărâmi un castel pe care l-ai clădit în capul tău din dorința de a fi pozitiv și de a vedea lucrurile bine. Și nu e deloc ușor să arunci așa o construcție, să o dărâmi, treci prin momente extrem de grele și ai tendința tot timpul să revii la starea dinainte și sunt frământări. Poate să dureze mai mult sau mai puțin. Dar nu deloc, tendința firească e să negi lucrul ăsta și să crezi că te-ai înșelat. Dar nu poți. Pur și simplu nu poți. Nu mai poți. Nu mai poți pentru că nu mai ai ochelarii ăia și pentru că geamul sufletului tău e curat. Și am venit acasă. Bineînțeles că am făcut schimbarea inevitabilă, am divorțat. Eu nu aveam acasă un soț. Aveam un frate mai mic pe care trebuia să am grijă. De cele mai multe ori ai lângă tine, cred că toți aveți la muncă colegi dificili, cred că toți aveți șefi dificili, a care le inițiți ca să nu mă declanșați în conflict, ziceți, da, sigur, dar știți că nu e așa. Sau toți aveți colegi care lucrează mult mai puțin decât voi și voi le faceți treaba și decât să riscați un conflict sau supărere, luați și faceți și pe asta și pe cealaltă și fiecare zi tot așa, nu? Sigur aveți. Nu se mai poate. După ce faci transformarea asta, ai tendința să rezolvi, să demontezi conflictele și supărările imediat. Nu te mai poți lăsa minții sau folosi, pentru că tu la rândul tău nu mai vreți să veniți pe tine. Și atunci, orice lucru care mă supără, mă duc și spun, de ce să mă folosești sau de ce faci lucrul ăsta? Ce te știi de chestia asta? Pe mine mă doare sau mă deranjează. A doua oară sigur nu mai face. Deci încercați să nu vă lăsați folosiți. Și vreau să vă spun că de la momentul în care colegi sertarul, ești foarte atent cu ce pui la loc. Ai o tărie extraordinară și ești extrem de selectiv. Îți dă forță la muncă, în familie, în
ați educat copiii, încercați să faceți lucrul ăsta. Nu trebuie să așteptați 39 de ani să vedeți farul. Imaginați-l, sau poate vă alegeți alt obiect. Nu așteptați să se întâmple, să aveți o prietenă care să vă ajute să vă schimbați viața. Faceți-o singuri. Creați-vă o pauză, o meditație, uitați-vă la mare, pe mine mare mă inspiră. De foarte multe ori îmi iau câteva zile și mă uit în țară. Și atunci îți iau și mare. Luați-vă o pauză și gândiți-vă ce vă încarcă, ce vă supără. Și stați și analizați și rezolvați conflictul. Nu lăsați să se facă ca un pulgăre de zăpadă uriaș. S-ar putea să fie greu sau dureros să mai schimbați apoi lucrurile. Cam atât. Sper că n-am depășit timpul și nici m-am fost prea scurt. Vă mulțumesc! Was you jealous of yourself to be on stage and not to be afraid? How are you now? I'm great. I'm great, thank you. Yes. So thank you very much for sharing. I'm not the same for you, for sure, but I'm great. So thank you very much for sharing this. And I think you are a great example in being vulnerable and show your strength. I think beautiful role model. Thank you very much. Thank you.